în care ezoteric cresc este pe piață, pe piața unor doritori ca să trăiască altcumva, să trăiască mai liniștiți, să trăiască mai împăcați cu sine însuși, cu sine însuși, depinde de Doamnă sau de Domn, să trăiască împăcați cu natura. Aceasta înseamnă, de fapt, esența mesajului pe care Esoteric Fest o transmite tuturor celor care sunt vizitatori, curioși, expozanți și jurnaliști. Cu toții facem ca acest moment de 4 zile să vibreze în conștiințele celor care sunt prezenți aici sau respectiv care ar putea să vină. Esoteric Fest salută prin cei 50 de participanți, pe toți cei care sunt prezenți aici și cei care vor veni, bineînțeles, și vă asigură că și în acest an și în această ediție, ca de obicei, încearcă să creeze acea oază de frumusețe și liniște interioară și exterioară pentru a putea trece cu bine de această perioadă. Aș dori ca să urez încă o dată bun venit tuturor celor care suntem aici și avem speranța că vom fi la fel de atractivi și interesanți și pentru ediția din luna noiembrie, care deja vă anunțăm de pe acum în perioada 11-13 ale penultimei luni acestui an. Ca de obicei, sufletul acestei acțiuni este domnul Marcel Doroș, Asociația GEA Live, care în câțiva ani în urmă a considerat că este bine să lucrăm împreună pentru a menține și pentru a dezvolta Esoteric Fest și aș dori să ascultați gândurile dumneavoastră. Bine ați venit pentru vizitatori, pentru expozanți. Majoritatea expozanților deja ne cunoaștem din 2004, deja sunt 7 ani de când ne vizitați. Ne salutăm și pe cei noi, și la nivel de expozanți. Acum, majoritatea din cei prezenți sunt în temă cu ce se întâmplă aici. Practic, dacă mă uit în stânga sau în dreapta, văd numai fețe cunoscute. Programul nostru din acest an va fi destul de asemănător. Niște demonstrații de arte marțiale, demonstrații de Qigong. Ovidiu Deneș cu copiii ca și parte de mișcare. În sensul de a încerca să promovăm puțin mișcarea, să începem să promovăm puțin anumite produse naturiste, anumite idei, să vedeți standurile cu tarte, clasice, standurile cu cristale. Față de anii trecuți am văzut că au apărut multe standuri cu produse specifice, la nivel de balsamuri, la nivel de sucuri, la nivel de spray-uri. Permanent se inventează câte ceva nou și apare în acest an. Acum eu nu o să mă lungesc, ca în moment de deschidere o să urmeze fetele de la Qigong, de pe Zinstru, sau mai știu ceva. O să se prezinte singură. După demonstrația de Qigong va urma Ovidiu Deneș cu copii, cu artele marțiale. Va veni și el și va spune ce are de făcut. După aia o să vedeți niște momente de zboruri. Sunt aici și saltele pentru cine pică. Când No Limits, cu biciclete, cu cioroage, cu măciuci. Vor face o mică demonstrație.